Planul alimentar ne ajută să avem o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos. Odată ce am învățat ce să mâncăm, cât să mâncăm și cum să mâncăm, suntem pe drumul cel bun. Nu este doar sănătos să avem un astfel de plan, este și eficient din punct de vedere financiar, căci vom cumpăra cât consumăm și cât ne este necesar. Câștigăm puncte și la organizarea pe plan personal. În plus, este și sustenabil, căci reducem risipa alimentară. Și cine nu-și dorește toate aceste lucruri? Bun, pornim de la premisa că ne-am făcut analizele și că am apelat la sfaturile unui specialist în nutriție. Deci știm ce ne face bine să mâncăm. Perfect! Dar toate alimentele și ingredientele trebuie transformate în preparate, așa că este util ca înainte de a începe să scriem lista de cumpărături, să ne gândim ce vrem să avem în meniu în următoarea săptămână. Odată elaborat, meniul va fi afișat la vedere, în bucătărie, pentru ca întreaga familie să știe ce este la masă. Împărțim totul pe zile, dimineață, prânz, seară și gustări, evaluăm stocurile din cămară și din frigider. Notăm pe hârtie ce ne lipsește, iar în cazul produselor ușor perisabile, stabilim cantitățile exacte. Există aplicații ce ne ajută să ținem evidența stocurilor din casă, dar și să ne coordonăm cu familia când mergem la piață și la hipermarket. Ele se actualizează în timp real pentru ca toți să vadă ce este în coș și ce mai lipsește. Când ajungem acasă, cumpărăturile trebuie depozitate corespunzător, în frigider, în cămară sau în dulapuri. În frigider stocăm în funcție de zonele de temperatură, de compartimentări, dar și luând în calcul meniul sau dieta unui membru. Spre exemplu, punem pe un raft tot ce am ales să consumăm astăzi. În cămară și în dulapuri păstrăm în față ingredientele care știm că vor fi incluse în rețetele săptămânii. Planul alimentar ne ajută să ne încadrăm în bugetul de care dispunem, fără a cumpăra în funcție de cel mai mic preț. Sigur, ne plac ofertele și le urmărim, dar o facem pentru produsele față de care avem afinitate. Profităm de prețul mai mic și atunci când dorim să încercăm ceva nou.